Conducerea lui FC Ceahlăul a solicitat sprijin din partea de empresariat înființată de fostul președinte al Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, pentru a ajuta clubul din Piatra Neamț să-și găsească un potențial investitor sau eventual să ajute la transferul unor jucători pe tren în străinătate. Directorul sportiv Ioan Mirona și președintele Viorel Mestecăneanu se află zilele acestea în capitală și speră ca firma de empresariat a lui Mircea Sandu să ajute clubul petrean să iasă din criză. Suntem încă în discuții, în tratative. Situația noastră a preluat-o și firma nouă înființată de Mircea Sandu, pentru că ne cunoaștem și îi cunosc bine ceea ce s-a făcut aici în Piatra Neamț, mă refer la bază pentru fotbal și jucătorii care sunt aici. Să sperăm că dacă nu vom reuși cu cei care am început discuțiile mai devreme, vom reuși cu noua firmă înființată de impresariat care, datorită priceperii și cunoștințelor care le au, au, cred eu, că ar avea posibilitatea de a găsi pe cineva afară, că în țară e greu de crezut că mai găsim oameni, nu le-aș zice nebuni, dar în paranteză pot fi numiți și așa, care să investească într-un fenomen care se apropie încet, încet de dezagregare totală. Deci, practic, această firmă a domnului Mircea Sandu poate să vă ajute prin găsirea unui investitor din afară? Da. Poate asta este obiectul firmei, un investitor, un transfer, care poate, un transfer, două transferuri de jucători care poate să ne asigure finanțele pentru continuare.